Vinurile obișnuite se toarnă în pahare la o distanță de 15 cm, pe când vinurile roșii și cele vechi se toarnă aproape de pahar și încet. Atenție! Niciodată nu amestecați vinul cu apa. Ambele sunt băuturi prețioase. Ele trebuie puse în valoare consumându-le separat. Când nu trebuie să purtăm ochelarii de soare. Țineți minte, această etichetă mereu trebuie desprinsă de pe talpa pantofului nou. Am primit o notificare cum că cineva vrea să ne dea în judecată. Era vorba de Violeta Scrișu și noi ne-am gândit că trebuie să mai facem un sketch în care să ne imaginăm cum ar arăta o ședință de judecată cu domnișoara Violeta Scrișu. Sper să nu se supere din nou și ne dea în judecată. Vă rog frumos să vă prezentați. Sunt Cătălin Lungu, actor și scenarist al proiectului 02. Sunt Radu Șarbei, producător și regizor al proiectului 02. Bună ziua! Mă numesc Violeta Scrișu și sunt soția lui Dorin... Bine, nu soția, logodnica lui Dorin... Bine, nu logo... Sunt... Trăiesc cu Dorin. Bine, felicitări, dar cu ce vă ocupați? Este nepoliticos să întrebe o domnișoară cu ce se ocupă. Vedeți, domnul judecător, la ea orice e nepoliticos. Liniște, liniște! Aoleu, aoleu! Este absolut nepoliticos să bați așa cu ciocanul în masă. Atunci când bați cu ciocanul în masă, sunetul și volumul nu trebuie să depășească 10 decibeli, iar numărul de bătăi trebuie să fie unul fix. Exemplu. Poftim. Bine, am să-mi notez. Domnule Radu, ce vârstă aveți? 26 de ani, domnul judecător. Domnule Cătălin? 25 de ani, domnul judecător. Domnișoara Violeta? Da. Ce vârstă aveți? Da, este nepoliticos să întrebe o domnișoară ce vârstă are. Atunci când vrei să afli vârsta unei domnișoare, trebuie să deduci sau să pui întrebări care ți-ar putea aduce răspunsul. Domnișoara Violeta, trebuie să respectăm protocolul. Iertați-mă, eu prefer fără protocol. Domnișoara Violeta, trebuie să respectăm legea. Îmi pare rău, dar sunt lucruri mai importante decât legea. Serios? Ce anume? Legea bunelor maniere. Bine, anul nașterii. 1995. Așa, deci 26 de ani. Wow! Impresionant! Impresionant! Sunteți foarte bun! Aplauzele astea sunt pentru dumneavoastră! Dar cum v-ați dat seama? Bun. Să vorbească producătorul proiectului. Ce s-a întâmplat? Deci, domn judecător, domnișoara Violeta scrie... Curând galben! Curând galben... Vrea să ne dea în judecată pentru că spune că i-am denigrat imaginea în parodiile noastre. Ceea ce nu este adevărat. Domnișoara Violeta, viitoare galben, este adevărat? Domnule judecător, acești indivizi au adus injurii imaginii mele. Da, tocmai asta au spus și băieții. Da, dar eu am spus-o mai frumos. Bun, voi băieți faceți parodii, nu-i așa? Da. Deci, faceți filmulețe în care domnișoara Violeta Scrișu nu participă. Este un personaj care participă în video. Da. Deci, putem spune că este un personaj fictiv, corect? Da. Liniște! Liniște! Este absolut nepoliticos să ții partea învinuiților. Eu te văd. Domnișoara Violeta... Și acum filmăm o parodie. Și sunt eu parodiată din nou? Aparent, da. Aoleu, este absolut nepoliticos să mă parodiați din nou. Mai ales în prezența mea. Domnișoara Violeta, dacă e să vorbim din punct de vedere legal, băieții nu au făcut nimic rău. Dumneavoastră v-ați simțit cumva ofensată? Nu neapărat. Doar că nu puteam să stau cu ochii închiși când am văzut concurența. Ce fel de concurență?
Păi, domnule judecător, băieții ăștia au făcut un video cu regulile bunelor maniere la cerșit. Așa, și? Asta era ideea mea. Trebuia să scot acest video peste 2 săptămâni. Este absolut nepoliticos. Sunt furați ideea, băieți. Bun. Acum am să mă retrag, că să iau decizia. Anunț o pauză de 30 de minute. Am să vorbesc cu Dorin să nu vă invite la interviu.